Dimineața, ce faceți? Începem un nou daily vlog. Am o fantă aici care ar trebui să mă ajute. Nu am pai, nu am un pahar, whatever, merge și așa. Astăzi începem un nou daily vlog și este o zi cel puțin interesantă, nu numai din prisma faptului că am ceva foarte drăguț de făcut astăzi, dar și pentru că a început foarte brusc și abrupt ziua mea, în sensul că m-am trezit de vreme, cu Jimmy în brațe, foarte relaxată, foarte bine dispusă, m-am dus, mi-am făcut duș, m-am aranjat, că zic să încep dimineața de vreme, să am un start bun și m-am apucat, am filmat, pentru că pentru astăzi aveam nevoie de un clip și nu l-aveam filmat și zic, hai să mă apuc să-l filmez, pentru că am timp până plec de acasă, am timp să-l filmez, poate chiar să-l și editez, să-l și pregătesc, zic, hai să, că aveam vreo 4 ore avans înainte să plec, zic, hai că e totul bine. Și ce credeți, că mi se face rău, în timp ce filmam, mi s-a făcut rău, am trecut peste, am terminat de filmat, bag cardul în laptop și constat că am filmat pe slow motion, da. Noua mea cameră, draga și noua mea cameră are și funcția de slow motion, de care știam, dar nu știam că are încă un buton separat pentru slow motion și eu am filmat pe ăla și nu înțelegeam prima dată, zic, mă, dar de ce nu am sunet? Că zic, doar microfonul e conectat, zic, de ce nu am sunet la asta? După aia, când dau drumul la clipuri să văd că e de... Așa, termin asta, zic, mă, aș mai avea o oră măcar să filmez. Nu mai rămas să măcar o oră la dispoziție, zic, măcar să filmez. Hai că poate reușesc să filmez. Da, e unghie, s-o credeți voi. Am început și am vomitat. Hints Fanta, care să mă facă să-mi treacă greața și nu știu cum să-i zic, dar eu astăzi trebuie să ajung unde trebuie să ajung și vreau să ajung unde trebuie să ajung. Prin urmare, nu o să mă oprească nimic, nici măcar bila mea care și-a făcut simțită prezența asta și nici măcar altceva. Da, deci orice, dar eu astăzi mă duc unde am treabă. Și unde am treabă, avem eveniment de lansarea unor produse noi, dacă am înțeles eu bine, sau unui produs nou de la API Vita. Și mă duc la eveniment și sunt foarte, foarte încântată pentru că se ține la domeniile Manasia, nu știu dacă știți, la domeniul Manasia. Și este foarte drăguț acolo și arată foarte bine și hopefully, Doamne ajută, reușesc să fac niște poze drăguțe și poate găsesc fete drăguțe cu care să vorbesc și o să fie iarăși o zi super drăguță, doar că de dimineață au fost 9 grade. Da. Invitația zice că dress code-ul este cocktail și am o rochie pregătită, nu știu dacă o vedeți, e acolo în spate. Am pregătit-o de aseară pentru că v-am zis, sunt entuziasmă la cote maxime pentru asta, dar nu știu ce să zic, dacă mai e potrivită. Acum am fost afară, e ok, dar bine, o să fie la după prânz evenimentul și o să fie, bănuiesc că, destul de cald. But still! Da, nu știu ce să zic. O să încerc, vă arăt outfit-ul și vă vedem. Mă apuc, mă îmbrac, retușez machiajul, pentru că dacă am vomitat ce nu știe ce să ales pe fața mea, nici nu m-am uitat în oglindă. Chiar am ceva pe față? Nu, din fericire nu. Așa. Îmi retușez un pic machiajul și mă îmbrac și o luăm ușor, ușor spre oraș, că este, trebuie să ajung în Băneasa prima dată la mall, că voi fi preluată de acolo de la mall. Și de acolo să ajungem la domeniile Manasia și la eveniment și durează. La mine știți că durează toate astea cu așa. Dar, da, pare rău de clip, n-am mai reușit să-l filmez. Mi-am mai petrecut alea 3 sferturi de oră care mi-au mai rămas înainte de a mă aranja acum și să plec. Mi le-am petrecut stând ca să fiu sigură că o să fie bine. Da, da, vedem ce facem și cu clipul. So, hai să mă aranjez și povestim după aceea. Hello, hello, gata! M-am aranjat, mi-am luat rochia, asta este rochia pe care o port astăzi. Este o rochie de, chiar de cocktail, este chiar super, super drăguță și îmi place foarte tare. Este de la Etic, de acum câțiva ani, când am avut
magica inspirație de a o cumpăra și nu am purtat-o anul ăsta, că nu prea am avut unde, și am zis că este momentul perfect. Ea vine cu cordonul ăsta negru, așa a venit ea cu cordonul negru. Inițial voiam să-mi iau sandale negre la ea, dar am zis, sandale, totuși e octombrie, hai să nu exagerăm. Și am pus sacoul ăsta negru peste, pentru că diseară s-ar putea să fie recicuț. Adică acum e cât de cât ok, s-a încălzit, dar diseară s-ar putea să fie rece și zic, hai să nu fiu chiar așa. Și plus că am senzația că combinația asta de roz din ăsta pal, nu fucsia, rozul ăsta pal așa cu negru, o face cumva să fie mai tomnatic, adică face ținuta să fie mai în, așa. Pantofii nici nu mai știu de pe unde i-am, sunt tot nude, sunt în roz, nude roz, așa, în nuanța rochiei, am zis să fie la fel. Accesoriile clasice aurii, ăsta este un alt accesoriu, după cum vedeți, foarte plin de păr de mâță și de scame. Un alt accesoriu foarte necesar și trebuie să mă decid să văd cum îl bag în geantă, pentru că a venit perioada lui. Da. A venit perioada în care așa, vara nu prea am nevoie de rola asta de scame, pentru că vara, nu știu, pe hainele de vară nu prea se pun scame. Am foarte puține haine de vară care se pun scame. E, dar când încep cu sacouri, cu pantaloni, cu alte chestii astea care sunt mai sensibile și care atrag scame, așa, și partea proastă este că n-am mai găsit, că înainte erau niște role micuțe, cred că sunt și acum, dar nu le-am mai găsit eu. Niște role din alea mult mai micuțe care intrau în geantă. E, trebuie să mă car cu asta după mine, încă da. Și da. Și da, și cam așa, cam ăsta este outfit-ul. Din fericire nu mai mi-este atât de greață cum era dimineața și mai bine să vomit. Hopefully îmi revin de tot până ajung acolo, pentru că chiar mi-aș dori să nu vărs pe cineva. Așa, nu v-am arătat geanta, stați să vă arăt geanta. Geanta este asta, este și ea super primăveratică și în aceleași tonuri, dar știu că modelul floral este altfel față de rochie, văd. We deal with it. N-am altceva mai bun acum. Și mi se pare că totuși merge în contextul actual. Și cam ăsta este outfit-ul. Bun. Mă aranjez. Adică termin de împachetat geanta, că n-am pus nimic în ea. Și plecăm. Este 9 fără 5, fix 9 fără 5 trecute fix. Am ajuns și eu acasă după un drum foarte lung, pentru că este departe, adică domeniul Manasia e undeva, pentru cine nu știe, explic acum, e undeva la 60 și ceva de kilometri de București, și drumul a fost lung. Cei de la Pivit au fost foarte drăguți și ne-au a ajutat cu transportul, adică au organizat transport până acolo, mai ales pentru cei care nu avea mașină și nu numai, și a fost foarte, foarte frumos. M-a plăcut foarte tare și locația foarte frumoasă și cumva așa, cu un aspect din ăsta rustic și foarte frumos întreținut, și grădina foarte frumoasă și spațiul de acolo foarte frumos. Și da, mi se pare că a fost un loc special pentru un eveniment special, pentru că ei practic și-au lansat o gamă nouă care se numește Bee Vine. Este o gamă cu polen, cu extract de polen și extract din asta, cum îi spune, viță de vie. Așa.
Și a fost drăguț evenimentul, am stat, am vorbit, m-am întâlnit cu Dorina de la Another Side of Me și cu surorile călătoare și a fost foarte, foarte fain. Da, multă lume, foarte multă lume, ceea ce mă bucură, că e bine, întotdeauna e bine când vin la astfel de evenimente multe persoane. Și hai să vedem ce avem în acest pachetel care seamănă cu un stup, pentru că evident, dacă noua gamă se numește B-Vine, avem un stup aici, să vedem ce găsim în stup, în acest stup. Ce drăguță e cutia! Da, în această gamă sunt mai multe produse, văd aici că sunt așa, avem Wrinkle and Fermity Lift Cream. Este o cremă de, stai să văd dacă e cremă de zi sau de noapte, pentru că sunt două creme. Nu-mi dau seama, nu-mi dau seama dacă e cremă de... Cred că e crema de zi, pentru că pe cea de seară scrie. Așa arată, stați așa să vedem. Să vedem burcanelul. Foarte interesantă prezentarea despre aceste produse, pe lângă faptul că ne-au explicat cum au ajuns la această formulare, la aceste, cum le zice, la formula chimică acestor produse, am mai aflat și faptul că Apivita este o chestie tare interesantă și chiar vreau să urmăresc treaba asta. Stați să vă zic, să văd pe ambalaj unde este. E stickerul fix pe zona aia, nu? Da, este stickerul fix pe zona aia. A, e aici, uite. Pe capac, da. Apivita are acest certificat B. Dacă vedeți un B circle aici, certificarea asta B presupune că este, din ce am înțeles de la ei, sunt 270.000 de branduri care au aplicat pentru această certificare și numai 70 de branduri au primit această certificare, care se renuiește anual și Apivita o primește de 3 ani încoace și presupune nu doar să ai ingrediente curate și formulări curate și ok, dar presupune și să ai ambalaje curate, să reciclezi, adică sunt foarte, foarte multe condiții din astea foarte stricte pe care trebuie să le îndeplinești și în plus de asta, din ce ne-au spus cei de la Apivita, 1% din vânzările din această gamă se duc către repopularea planetei cu albine, pentru că nu știu dacă știți, dar există chiar mari probleme în ceea ce privește albinele. Acum lăsăm gluma la o parte, pentru că sunt unii care fac glume. Sunt mari probleme în anumite zone ale planetei, în Europa mai puțin și de aia nu știu de cât e de cunoscută treaba asta, dar în China, spre exemplu, și în Statele Unite sunt mari probleme, pe continentul american, iar sunt mari probleme cu populațiile de albine care sunt în scădere și în momentul în care populația de albine scade, nu se mai face polenizare atât de bine, pentru că, ok, noi ne bazăm polenizarea pe vânt, pe ploaie, dar sunt zone în care nu plouă suficient sau nu bate vântul suficient și atunci ai nevoie de insecte care să polenizeze. Și chiar discutam cu cineva recent despre treaba asta, pur întâmplător, n-am nicio treabă cu Apivita, că în China există profesia de polenizator. Da, oricât de ciudat ar părea, există această profesie de polenizator, pentru că nu mai au populații de albine. Au dat cu atât de multe substanțe chimice, au dat cu atât de multe soluții, încât au murit insectele și acum sunt oameni care sunt angajați și se specializează pe chestia asta, se duc cu niște pensule speciale în funcție de planta pe care o polenizează și polenizează plantele manual, pentru că nu se mai polenizează plantele, ceea ce este trist. Aici avem crema de ochi și buze anti-aging, deci crema asta B-Vine este anti-aging și are, este 100% vegană și extractele principale sunt, cum ziceam, din polen și din, așa arată, și din asta, din
Viță de vie. Sunt mai multe, nu o să intru în detalii acum pentru că e complex, e foarte complexă treaba să vă spun, dar avem colagen din plante, sunt mai multe molecule, proteine de colagen care formează colagenul, sunt mai multe proteine sau enzime scoase din vița de vie, da, foarte interesant de altfel. Și asta vă numesc că este serum sau este serum lift activ. Așa, cu 5% niacinamidă și acid hialuronic. Asta are 5% niacinamidă și acid hialuronic. Da, foarte, foarte fain. Foarte drăguț. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Da, foarte drăguță și cutia. Chiar o să păstrez. Sigur că este ceva de pus în ea, că e și rezistentă și seamănă, cum ziceam, cu un stup. Da, deci ce ziceam, practic, aceste proteine de colagen ajută efectiv la stimularea colagenului nostru din piele. Da, v-am zis, prezentarea a fost foarte interesantă și formula asta la care au ajuns pentru aceste produse a venit în urma unei cercetări de 7 ani, ceea ce mi se pare minunat, foarte tare, chiar foarte, foarte tare. Bun. Și după aceea am mai stat cu fetele, am mai povestit, am mai făcut poze, am mai râs puțin. Și am trebuit să vin acasă, să plec un pic mai devreme. Majoritatea oamenilor au mai stat, dar eu am plecat pe la 6. Fiindcă la mine e problemă cu transportul, dacă m-am zis că dacă pierd autobuzul, nu știu ce să zic, știți? Și de aia, n-am riscat și am ajuns un pic mai devreme, dar nu-i problemă, adică n-am luat chiar ultima mașină, pentru că ultima mașină pleacă la 9, nu-i problemă, că mai bine better safe than sorry. Și acum mă voi duce să mă schimb, să fac un duș, să mănânc ceva și nani, pentru că este ziua încheiată, nu mai am ce să fac efectiv la ora asta, nu mai am cum să filmez. Da, e bine că mi s-a mai făcut rău, mâine nu știu dacă pot să filmez, din păcate, deci în clipul ăsta cu cărțile astea nu o să vină săptămâna asta, pentru că nu o să pot să filmez. N-am când. E prea târziu dacă filmez joi, deci e mult prea târziu și n-am efectiv, nu am când. Așa că o lăsăm pe săptămâna viitoare, din păcate. Mâine avem iarăși o zi super interesantă, trebuie să mă gândesc neapărat cu ce mă îmbrac. Mâine e cu mâncare multă și sunt foarte happy. Te aștept, te aștept, te aștept. Bun, vă las și mă văd cu voi mâine. Ciao. Ce faceți? Mi-am dat seama acum dimineață, până să încep să vorbesc cu voi, că nu am pus microfonul la cameră. Da, și acum la fel, nu am microfonul la cameră pus și vreau să-mi spuneți dacă se aude la fel, mai bine, mai prost, dacă e vreo diferență între clipul de ieri când plecam de acasă și clipul de aseară și ăsta de acum, ca să știu dacă mai folosim microfonul sau nu, pentru că eu efectiv îl ascult și am senzația că nu e nicio diferență și mă și chinuie microfonul ăla, dar sunt gata, sunt aproape pregătită, uite că sunt în timp, mai am puțin timp până plec, așa că pot să vorbesc cu voi. Unde mergem astăzi? Astăzi mergem la lansarea meniului de toamnă a celor de la Buongiorno Italia. Italia, nu știu ce am zis acolo, este o trattoria, o știți, cred că dacă sunteți din București, și știți că e imposibil, fiindcă e în buricul târgului, cum s-ar spune. Mergem acolo, păpăm ceva bun, vedem ce au un meniu de toamnă. Sunt foarte, foarte entuziasmată pentru că e vorba de Italia și nu vă zic că mi s-a făcut un dor de Roma. Doamne, deci m-a bușit luna asta un dor de Roma, adică în septembrie, de nu se poate și mă uitam pe bilete, zic, hai să mă mai duc o dată anul ăsta, dar între timp s-au complicat lucrurile și n-am mai apucat să pun mâna pe niște bilete, dar anyway, outfit-ul meu de astăzi este așa semi-casual pentru că m-am gândit că e ceva relaxat și avem geaca asta de pe la Motivi, cred că e de acum câțiva ani, este din aia, din piele ecologică. Așa, mai eu, ăsta e de pe la New Yorker, Levi's, Blue Jean și mei de la Levi's și panterele, gheparzii, gâteparzii, le gâtepart. Așa,
În picioare, că a venit toamna și e clar că a venit toamna în momentul în care au ieșit gheparzii la înaintare și sunt foarte încântată pentru că pot să merg mult cu ei și nu mă dor picioarele și sunt foarte, foarte, foarte confortabil pantofii ăștia și mă gândeam că poate astăzi, după toată treaba asta, o să trec să îmi iau o pânză pentru un tablou, că aș avea nevoie de un tablou în spatele meu, da? Pe peretele ăla. Până vine ăsta, cum îi zice, fotoliu, care a fost amânat din cauza camerei, că dacă nu trebuia să iau camera, luam fotoliu. Și trebuie să vină și un tablou acolo pe peretele ăla și mă gândeam să caut o pânză, că nu găsesc o pânză. Mă rog, găsesc pe net, dar sunt destul de scumpe și vreau să mă duc și prin magazinele de profil. Altceva. Ah, mă văd cu tătucu azi. Da, mă văd cu tătucu acolo și stăm și povestim și punem țara la cale și o să vă mai povestesc. Hai că mă duc să dau de mâncare la căței, că nu le-am dat încă și plec. See you later! Aici am un șomeraș lângă mine care a dormit cu mine și mi-am dat seama că n-am închis vlogul ăsta și că n-am mai povestit cu voi de azi de dimineață, dar asta pentru că după evenimentul de la trattoria am venit acasă și am făcut foarte bine că mi-am urmat instinctul și am venit acasă fiindcă mi s-a făcut rău, de data asta nu de la bilă, de data asta de la crampe și a trebuit să vin acasă și să stau întinsă pentru că simțeam că mor efectiv. Și am venit și am adormit într-un final și am dormit cu puiul meu care mi-a ținut companie, a avut grijă de mine și îmi ține companie și nu-i fie rău lui mami. Da, și asta înseamnă să nu mami singură. O, Doamne, sufletelul meu. Așa. Și stăm. Da, evenimentul de azi a fost foarte ok. M-am bucurat să o văd pe tătuc, în primul rând, să o cunosc pe Anca, cea care face PR-ul pentru trattoria și, de asemenea, să văd noul meniu de toamnă a celor de la Trattoria Buongiorno, pentru că ei practic au lansat un meniu și este genul ăla de meniu mai degrabă pentru corporat, știți, meniul ăla de prânz, fiind acolo foarte multe clădiri de birouri și foarte multe firme. Eu, mami, o, puiul meu, așa. Este genul ăla de meniu pentru cei care lucrează acolo în zonă și vor să-și ia ceva de mâncare la prânz. Am avut și un fel de concurs așa în care trebuia să ghicim prețul meniului și eu cu Mona, cu care m-am întâlnit acolo și pe care am cunoscut-o acolo, cred că am ghicit, am fost cel mai aproape de prețul real. Am mâncat pizza, care a fost foarte, foarte bună și chiar discutam cu fetele că la pizza, dacă nu e blatul bun, poți să pui orice pe ea, că dacă nu e blatul bun, se finit la comedii și chiar să-mi spuneți și voi ce părere aveți de teoria asta, pentru că eu așa am observat că dacă nu e blatul bun, poți să-mi dai pe pizza aia, poți să-mi pui absolut orice, că nu mă interesează. În meniul de prânz au niște ciorbe, au un vițel, o pulpă de vițel, un șnițel de fapt, nu e vițel, nu pulpă, un șnițel din pulpă de vițel, făcut nu știu cum, un piure de trufe și nu mai știu ce mai au, mai au pește. Da, mai puțină mâncare italiană decât mă așteptam eu, dar în orice caz foarte, foarte bună mâncare. V-am zis, eu m-am rezumat la pizza și până la urmă tortul de ciocolată l-am luat acasă, pe care probabil îl voi gusta mai pe seară sau mâine. Acum nu mai am chef, dar pizza a fost foarte bună.
Pizza chiar a fost foarte, foarte bună și mi-a plăcut. Am vorbit cu tătucu, am mai povestit un alta, am mai pus țara la cale pentru că o să lucrăm un pic împreună de acum încolo și de aia trebuia să ne și vedem. Și în rest, toate bune și frumoase. Eu o să închid vlogul ăsta aici, nu știu cât de lung este, dar au fost două evenimente care mie mi-au plăcut foarte tare și mă sunt foarte fericită și bucuroasă că am reușit să particip la ele. O să încerc să rezolv în cât de curând și treaba cu camera, pentru că nu-mi place deloc cum se aude. Trebuie să mai umblu un pic la setări pe acolo și trebuie să mai joc puțin cu ea. Și în rest, da, vedem. Ne auzim, vă pup, vorbim, ne vedem în următorul clip. Ciao! Și pupici și de la Ziminosu.